Bună tuturor, eu sunt Cotrin 36 să ne jucăm Dark and Light. N-ați mai văzut jocul ăsta de un timp, e adevărat. Fiindcă necesită să fac level up și nici eu nu m-am mai jucat să fac level up. Că n-am cum altcumva să avansez fără level up. Acum, poate o să începeți cu acest episod seria de Dark and Light, cine știe. Deci... Dacă e cazul acesta, o să vă fac o scurtă introducere. Dark and Light e arc cu magie în universul Dungeons and Dragons, jocul acela de imaginație care, dacă nu mă înșel acum, are și un mod pe Minecraft, are mai multe jocuri pe Steam, mă rog. Din păcate, acel joc e Early Access și abandonat de developeri. Ceea ce e foarte trist, pentru că avea un potențial imens. Dacă se lucra la el, vă zic sigur că jocul ăsta era un competitor principal pentru Ark, pentru Conan, pentru Atlas, deși Atlas e... Ok, să începem. Mi-am luat un quest. Acesta. Nu, stați. Acesta, da. Taming. Craft Stone Hook, Arrow, Craft Crossbow. Ok. Ce trebuie? Trebuie săgeți normale și rope. Rope. Nu știu dacă am. Uitați, am charcoal. Da, între și rope. Întrebarea mea e de unde fac rost. Nu știu dacă am în ce. Am 32, ok. Mai am. Ar că am trebuit să farmez niște fânghie. Da. Da, asta apt off camera. Sau voi face un live. Ok, și acum aș mai crafta niște săgeți înainte de asta. Da. Și dacă vă întrebați de ce nu fac iteme mai bune, e din cauza că nu vreau să le fac iară, dacă o să am un quest care o să-mi ceară asta. Să iau și mâncarea asta. Ar trebui să mai găsesc și niște carne să fac. Săgeți, săgeți. Stați să mă gândesc. Între 20 am 27, sincer aș mai crafta câteva, dar n-am frânghie. Ok, transfer. Beam 27, deci ce să rămân cu 7. Am destulă frânghie și charcoal. Charcoal, 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 charcoal. N-am firar. Trebuie să-mi pun niște lemn să ardă. Lemn. Perfect. Trebuie și un crossbow. Am și... Ok, am și un telescop. Stai, ce? Credeam că e română, mă speriați. Mă gândisem ce naiba. Crossbow, crossbow. Rope, da, mă duc să adun rope. Ce să zic? Îmi trebuie copaci. Da, nici până acum nu s-au regenerat copacii. Nu știu care e faza cu respawnul resurselor. M-am uitat în setări, dar cât să mă uit. Nu dă niciun rezultat să nu mă uit în setări.
Acum eu tot încerc să găsesc o modalitate să fac să se respawneze mai rapid, dar n-am cum. Nici mod n-am găsit. Bine, sunt foarte puține moduri pe Steam Workshop pentru jocul ăsta. Jocul ăsta n-a fost atât de popular când s-a lansat. Nu mergea bine, avea multe bug-uri. Bine, la fel și acum. Dar măcar mai aveau player pe server și chestii. Acum a fost abandonat în 2020. Sunt 3 ani de când a fost abandonat jocul. Nu știu ce moduri o să mai poată să apară, dar mă îndoiesc că mai apare ceva. Și v-am zis, jocul e chiar foarte bun. Dacă săriți peste bug-uri și glitch-uri și că nu e cel mai bine optimizat joc, e un joc care vă puteți pierde multe ore, poate chiar sute de ore. Bine, maximum de timp poate fi sute de ore. Adică mă văd jucând jocul ăsta 2-300 de ore, dar mai mult de atât nu. Bine, nu merge așa. Acum eu aș vrea să fac și un sezon 2 cu cealaltă mapă. Asta, în principiu, e a doua mapă pe care ar trebui să joci. Prima mapă e cu orașe, cu planeta principală și asta este o planetă nou descoperită. De asta sunt tabere, nu orașe, care sunt zonele sigure. Deși pe prima hartă, mapa originală a jocului, nu poți să termini jocul, deoarece quest-urile sunt la fel pe ambele hărți. Pe harta asta nu e nicio problemă, dar pe prima nu se poate, deoarece sunt multe creaturi care se pot găsi numai pe mapa pe harta asta. Bine, acum mai sunt moduri mici. Dacă nu mă înșel, am văzut unul care să adauge o hartă nouă. Dar nu știu cât de ok. Și dacă vă întrebați unde să găsesc oi, am văzut niște oi la tabără. Încă mai trebuie. Ok, dacă încă mai trebuie, încă mai trebuie, nu-i așa? Mă, dar durează ceva să facă charcoal, dacă știam că necesită atâtea resurse.
Îmi place detaliul ăsta că poți mânca iarbă. Chiar dacă nu-ți dă nimic, poți să mănânci. Adică măcar merită acolo un 0,1 la mâncare sau ceva. Zic și eu. De fapt, stați un pic, vreau să verific dacă are traderul frânghie. Uitați, v-am zis că sunt oi. Ah, și nivel 4, e bine. Va fi mai ușor de făcut. Acum nu știu sigur ce-mi trebuie pentru a tăimui. Știu că cu arcul și săgețile o dobori, dar mai apoi habar n-am. Cred că beriuri sau gres, iarbă, dar nu sunt sigur. Uitați, sunt mai multe oi. Da, eu vreau pe aia din nivel 4. Nu, n-am frânghie, firea. Bă, și ne adună materiale. N-am pietre, stai să vezi, da. Ce? De unde a apărut asta? De unde a apărut bufnița asta? La câte bufnițe am omorât, n-ai nicio șansă. Am doborât și o bufniță de nivel 96. Mamă, ce ramuche eram atunci. N-aveți idee. Mai multă carne să pun la făcut când ajung acasă. Apar n-am ce fac cu ouăle. Incredibil, nu mai pot să pronunț ouăle, așa. Și oricum, dacă vă place acest video, dați like, dacă nu e evident, dislike și dacă vă place ceea ce fac, abonați-vă și dați click pe clopoțel să primiți notificații de fiecare dată când postez un nou video sau fac like. Acum mai e o chestie, există și creaturi legendare în jocul ăsta, adică boși, care, dacă nu mă înșel, trebuie să evoluezi dintr-un animal în altul, de exemplu un unicorn, ca să obții un Pegasus trebuie să le evoluezi. Și durează o eternitate din ce am văzut, deci vă zic de pe acum, o să folosesc comenzi, fiindcă altcumva să obțin, n-am cum. Că necesită transformarea unui unicorn într-un Pegasus. La... De unde apar bufnițele astea? Necesită între 15 și 20 de ore în viața reală. N-am cum așa ceva. Înțeleg că le-au făcut să nu se poată obține pe multiplayer, fiindcă încă nu sunt total făcute, dar totuși, developerii ăștia nu sunt developeri buni. Adică au renunțat la joc undeva în jurul incredibil, Halloween-ului. De unde îmi pot da seama? Aceste guarduri n-ar trebui să aibă costum de Halloween. Măcar puteau să ne scoată din eventul de Halloween înainte să le abandoneze. Nu era o treabă atât de grea. Că dacă vă uitați în fișiere jocului,
sunt cu gărzile normale. Sincer, parcă îmi vine să fac destui bani și să cumpăr tot studioul ăla numai să îi pun să continue acest proiect. Poate o să o fac într-o zi, cine știe unde mă duce viitorul, dacă o să am destui bani. Chiar cred că o să încerc să fac asta, cel puțin măcar să cumpăr drepturile de autor asupra jocului. Și să... eventual să cumpăr și un studio care să continue jocul. Fiindcă, v-am zis, jocul ăsta are un potențial imens. Și vă recomand să jucați dacă nu vă deranjează că e un joc abandonat de developeri și că are multe bug-uri și posibil să fie foarte lăguit, indiferent de ce PC aveți. Bine. Pe RTX 4090, să zic, și un i9 de ultima generație, mă doiesc că o să fie lag, da, zic și eu așa. Și unul nu e nici pe departe destul. Să mă duc să beau și niște apă, rapid, repu și vreau să termin acest video abia după ce fac oaie. Bine, măcar că ninja se reîncarcă destul de rapid. Bine, dar și se consumă rapid, deci e destul de echilibrat din punctul ăsta de vedere. Bine, eu zic că va fi destul frânghie. Zic și eu. Să țin minte undeva prin zona asta era oaia de nivel 4. Deși cred că o să moară cu arbaleta. Dacă ar fi arcul, cred că e ok, da. Ha!
Ah, vine și noaptea. Ah, văd că se regenerează pietrele în sfârșit, se respawnează. Orurile și toate. Ai cam adus ceva ce să frepa. Ok, am deblocat un quest. Ce arcole mai trebuie mie? Pare că undeva zicea că trebuie și... Sau, nu, trebuie uscat. Încă unul. Asta aici, da. Încă 3. N-am pe aici, pe undeva. Ba da. Dar e prea mare chinul să le separ.
mai trebuie o bucată. Perfect. Deci îmi zice what the fading town, ok. Știu că l-am văzut pe undeva, dar nu sunt sigur dacă aici. Da, 3-15 ro. Oh, e ieftin de făcut. Pam, pam, și intre niște rope. Păi n-am luat? Ah, nu, n-am luat-o. Oh, greșeala mea. Abiar feed. Ha, ok. Nu știu ce e asta. O las pe moment aici. Team ship, ok. E bine, dacă tot am făcut-o. Habar n-am cum să tăimuiesc o oaie, dar învățăm acum. Să iau este cum îi zici. Mai multe beriuri și iarbă, eventual. Dar nu știu ce va mânca. Am famie toată buba. Nu-mi zici și cu ce să o tăimuiesc. De unde apar? Unde s-a dus? De unde de unde da? Mai mă enervezi tu mult pe mine? Da, îmi simt mult. Ok, acum să găsesc oaia aia. Trebuie să îmi fac ceva, un pod micuț. E enervant să tot sară așa. Așa, oițo, unde ești tu, oițo? Sincer, aș rămâne numai să fac oile din camp, dacă nu găsesc pe aia de nivel 4, dar nu știu ce să zic. Mie să nu ucidă gărsele, oile alea, dacă încep să le atac. Bine, nu cred că au ce să-mi fac oi. Ah, perfect. Era ea de lumină.
Cum? Pot food în felic tuc tu tem. Ok. Oh, ok. Beriuri? E bună? Așa funcțional? Mamă, chestia asta e genială. Sistemul ăsta e genial. E un chem, dar e un sistem genial de unic. Haide, haide. Și interesant modalitate de a tăimui animale. Dar nu știu dacă e la fel la toate animalele. Asta e toată chestia. Are 100 mana, 100 stamina, 48 viață, hai să înrotujim la un 50. Are capacitatea de mânca 400. E o oaie, la ce să mă aștept, dar interesant. Aha. Și de exemplu, dacă ai unul deja făcut, poți să atragi animalul unde l-ai deja pus. Deși nu-i recomandat, dat fiindcă uneori animalul te poate omorâ într-o bucată. E un mod interesant de a face animalele. Și cu aia asta ce fac acum? Adică mă îndoiesc că o pot folosi pentru luptă. Bine, o pot folosi, dar la ce numere mari sunt pentru animale care mă pot omorâ pentru nivele? Nu prea aș folosi eu. Nu prea aș folosi animăluțul meu mic și drăguț. Oh, ho, iute-mași, ok. Avea un nume de oaie. Stați să mă gândesc. Nu știu. A, mei, meița. O să o distrug. Și acum mă urmărește? A, îmi produce fur. Ok. Păi asta e genial. Adică dacă bag... Stați că aveam. Oh, stați șansă. Aveam aici. Mă rog, dacă bag iarbă... Oh, ok. Nu, 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 open crate și pa. Dar i-am pus numele. Așa.
Cred să nu, nu enable export. Nu, nu. Bun, și am oaie. Ok, eu o să o duc acasă și ne vedem episodul următor. Eu am fost Rocotenent 3 și vă zic pa, pa, până data viitoare. Pa, pa!